Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de GTA 5, fraților. Da, mă. Deci astăzi spun din nou GTA 5. Stați numai un pic, dau un pic să nu rămâi încet, că sunt de cam tare. Și... de fapt, îl las așa, că s-au auzit și voi ceva. Da, deci jucăm GTA 5 din nou, fraților. Hai să vedem ce facem în episodul ăsta. Aș vrea să primesc și o invite la ceva setup. Prison Break. Hai să mergem la setup-ul acesta. Da. Hai să vedem. Ah, nu era full. Nu era full. E bine, e nice. Nu era full. Nice. Ok. Așa. Bă. Mama, level 76, 32. Puu. Sunt băieții dotați aici, adică, na. Sper să nu fie nobi, pentru că mai sunt unii nobi care habar nu au, frate, să facă niciun haiz, nimic, niciun setup și dăm fail pe la jumate, deci sper să nu fie de aia. Aoleu, hai mai intră careva. Fabifix is not online. Hai să-l invităm pe Fabifix. Ah, never mind, a intrat asta. Am luat armura, avem 22.000 de dolari. Dacă facem setup-ul ăsta, o să avem mult mai mult, așa că o să-l facem. O să-l facem fără probleme. Gata, e. O intra băiatul. Ok, hai să vedem, la un 5 session. Sper să nu dăm fail, dar sunt level mai mare, adică toți au level decent, deci și ăla 7-6 e level chiar foarte bun, deci nu cred că ar trebui să fie vreo problemă. Bine, pot să aibă și level 100 să fie palete și să nu fie în stare să lucreze. Adică mai știți că acum nu știu câte episoade m-au lăsat singuri și tot la Prison Break. Da, tot la aceeași misiune m-au lăsat singuri. Vezi că acum vreau să ăsta de biker și... nu știu de ce ne trebuie mască, că la misiunea asta nu-ți trebuie mască, adică nu și-o pune oricum. Așa. Rede. Mamă, ce... a, uite, mă, s-a făcut gangster nebunul. Gata, suntem toți. Băieți dotați? Uite, mă, cum ies. Eu stau la al doilea, uite-l, mă. Ok, hai să vedem, poate facem și noi heist-ul ăsta. Setup-ul, pardon, pentru că nu este heist. O să încerc să-i urc în curumaul ăsta. Hai să merem. Lasă saperaul să conducă, ați regretat. Și cred că o să se arunce din mașină când o să vadă cum conduc. Stai, ăla se mișcă? Nu, nu se mișcă. Ok, au regretat băieții că m-au pus pe mine să conduc. Ok, hai că face și noi vreo 30.000 de dolari din misiunea asta. Din setup-ul ăsta, de fapt. Deci, o să fie destul de bine. Hai să... luăm pe Rakoschi ăla, sau ce zici? Rakoschi, cum zicea, mă, că-l cheamă? Nu știu cum au zis că-l cheamă, dar... o zis că-l cheamă cumva. Ok, hai să mergem. Mamă, cât de repede... bă, dar-i faină mașina asta. A, avem de-abia 80 la ora, am înțeles. Ia, uite-l, mă, pe ăla! Ce are, mă, ăla? L-a zis-o pe ăla? What? What the fuck? LOL! What? GTA 5? Rockstar? Ce s-a întâmplat? What? Ce se întâmplă? De ce se bușesc toți? Uite-l, mă, și pe ăla, bă, what the fuck? Ce se întâmplă? Nu înțeleg.
Gata, ne luăm masca. Și-o lasă la masca, opa. Te mă la o parte. Ce fraier. Ok, hai să mergem. Uite, aici era basul, dar acum s-a început să mișe așa că hai să scoatem checkpoint-ul. Da, mă ia uite-l acolo. Unde bă? Ah. Hai, duceți-vă și omorăți. Duceți-vă, mă, și conduceți. Ok, nice. Și eu o să-i ajut, adică o să stau... Oh, hai. Hai să-i ajutăm. Hai că eu mă duc după bas, cum ar veni. Și așa trebuie să tragă, să-l apere. Știi, așa se face, frate, misiunea. Nu-l lăsați singuri pe ăla. Așa, treceți după elicopter, așa. Stai că eu trebuie să conduc, mă, nu să trag. Aoleo. Așa se face, frate, misiunea asta. Noi să-l protejăm pe ăsta. Așa, fugi, hai. Așa, uite, nice. Bă, da, vine elicopterul ăsta, bișeam așa pe el de elicopter. A, s-a rupt ușa. A, am înțeles. Ce facem ăla? Păi, intrăm apoi în mașină repede. Hai, intră repede. Hai să dau cu spatele. A, strus și pe GTA 5, am înțeles. A, perfectă-i treaba! S-a sublocat cu el ăsta cu autobuzul ăsta, să-l deblocheze, stați. Băi, bubuie! Ce idiot! O bubuie de ăla, cum n-ai să fie așa de idiot încât să-l bubui? Și idiot. No problem. Cum era page up pentru restart? Bă, dar să fie și el măcar lumea, frate. Cred că ne dă de la început acum, nu? Sau ne dă... Ne dă de la început oare acum? Sau? A, înțeles, acum o știe și tu, nu, deci, practic, de-aia nu se pot da heisturile. Sau alea, dacă nu faci timpul, adică nu timpul. Dacă nu faci, pare să vii cu câțiva prieteni să te ajute. De-aia nu se pot face heisturile ca lume. Mă înțelegeți voi pe mine, băieții? Deci zic eu că și GTA 5 e canceros? Da, tu mai să fac ceva un pic. Scuzați-mă un pic, dar trebuie să fac ceva. Delete. Aveam o filmare în plus aici. Cu care n-aveam ce să fac. Ok. Deci, practic, de-aia nu pot să dai un heist ca lumea în GTA 5. Sau un setup, ăsta era setup. Și nu are rost, frate, să încerci. Eu să vii cu trei prieteni. Ok, acum măcar ne dă în oraș, nu? Da, ne dă în oraș. Gata, am ieșit nervos de aici. Ok, să furăm o mașină. Să facem ceva mai interesant decât un setup. Ia, oprește-te. Bă, stai urmă, bă, uite, bă, ce nebun. When bailing from a... hai, boss. Bailing, adică să ne aruncăm din ea, nu? Se rezolvă acum. L-au făcut 40 de metri, ești nebun. Și aproape, fac. Stai, nu mă călca. Băi, ce ratat. Stai că trebuie să iau o mașină foarte rapidă. Să fac recordul. Uite, asta e mai rapidă oricum decât aia la altă. Stop. Prin viteză acum linie dreaptă și mă arunc. 50 de metri, a? Stai că vezi eu acum cum fac suta.
Aoleo. Wow! Așa de puțin? Nu, mă, e ceva, mă, ăla. Ăla a avut bulan de noi, o la viață, că știți că și-am avut prima dată bulan. Asta e tot mașina de aia silențioasă. Ok. Nu știu că e o mașină de aia silențioasă. Ah, ok, am înțeles. Oooo, ce faci, boss? Ia de-și mie mașina. Bă, ce faci, mă? Ești mecher? Ah. Tu-ți neam, oai, că asta e mai frumoasă, ia vă bolan. Deja, tot ești mecher cu mașini de astea, să vedem cum nu mai ești șmecher imediat. Șmecheră. Mă scuzi, fraiero. Așa. Să-mi o iei. Tu stai, mă, stai, mă. Alerge, a? Alergi, futu-ți neamă, tu. Așa-i trebuie. Ok. Așa se foarte șmechere din soi, așa. Ia uite ce prinde. Îi prinde ca lumea, adică e frumoasă rău. A, fraiere. Uite, și era mai frumoasă, așa că o să o iau. Tu mă, îmi pace Gabor, ne simțiți. Nu că sta, păi nu am lăsat mașină, ce? Băi, stai, nu, 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 așa o să fug, așa o să fug, așa o să fug, așa mă șperi. O să mă moare. Mă prinde, nu? A, out of memo, nice, ai rămas fără glanțe, fraiere, a? Stai că fug acum de aici. Fugi, fugi. Măcar primesc ceva bani că am participat. Am primit 1000, e bun. Hai că acum scăpăm de poliție, băieții, uuuu! Dacă săream pe... Ok, asta a fost ciudat. Nu știu cum am ajuns. A, dar acum nu mai am cum să ies, deci am înțeles. Nu am cum să ies, deci trebuie să... Au. Oh. Uite că pot să urpegi. A, dar nu te împiedica, boss. Uite pe asta. Stai, boss. Hai că ele au luat ăsta. Bă, stai, man! La modaș cu capul de roată. Stai că-i fur la asta, că asta e mașina mai rapidă. Stai, boss, aici. Eu l-omor ca să nu pună bounty pe mine, că știți că dacă nu l-omori... E mort? Băi, frate, să-l calci cu mașina să nu moară. Fugi pe munte, a? Fugi, fugi, că te omor. Cred că acum am murit, al drept. Gata, e legumă. Nu de alta, dar pune bounty pe mine. Adică o să zic că you fucked up with the wrong person și... Pune bounty pe mine și nu am chef de... Fucăriri pe acum cu alte playeri. Cu alți playeri. Doamne, ce că cu alte playeri, what the fuck? Deci da. Zeta, Pacific Standard Sec? Na, asta e chiar greu, Pacific Standard, bă. Adică nu că e greu, dar... Oricum, dacă am dat fail la Prize and Bricks, mergem să furăm un autobuz, cum credeți că nu o să dăm fail la asta? Wow. Uite-mă. Ai. It's fucking expensive, eh? Ești maker, eh? Ești maker tu, și acum o să-ți iau, eh? Așa. Ești șmecher, a? Ești șmecher, așa, dai cu pumnul în gol și pa, vin eu cu un combo, aha, ești șmecher, a? Putu-s, ne-am mătit și tu, ce claxonezi atâta, bă, idiotule, ești mort, așa. Oftică, frate, ăștia din GTA, vin așa și te claxonează, le-am mă, piși pe aia, să spar par brezi, așa. Să fiu mai șmecher, na. Nu, deci eu chiar mă oftic, frate, când îl văd pumnul că vine și mă claxonează, chiar dacă știu că e NPC ea. Nu piși pe ea. Alerge, a? Ia, mă, muete. Na. A, acum o să... Vine poliția asta să-mi un pic. Să... Fugim un pic de ei. Așa. A, uite, bă, că avea unul bounty. Trebuie să mergem... Episodul următor trebuie să merg să fac bounty-uri. Adică să... Merg să omor pe ea care au bounty pe ei, știți? Cred că ar fi mult mai șmecher să fac chestia asta. Aoleu, aoleu. Ah, rip. Setup, seria asta așa, a, se ceva cu droguri? Merem luăm ceva droguri. Ok.
Aoleu, stai că vine... Ah, bine m-am scăpat. Ești mai cred că dacă scapi de poliție îți dă XP și dacă tot faci wanted, scapi, faci wanted, scapi. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci, mă? O fac cu pană, fraier, o să-i că acum îl prind. Ia uite-l! Ce faci, bă, cu pană? Dai că mă bag în el să derapez. Ce faci, bă, să ne faci? Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l! Ai, mor, coaie! Doamne, mor, bă! Uitați-vă la el, uitați-vă la el! Doamne! Ați cam o idee, stați-mă un pic. Wow! A, căcați, am crezut că... What, uite că merge cu roțile spartea aia, că-s curios dacă mai derapează sau ceva. Ia! Hai mă! Fuga, fuga, că e cu pistolul în spatele tău, boss-ul. Mamă, le are pe toate sparte, ești nebun. Ia uite-le, uite-le, uite ce bag joc de el, lol! Ia! Și mă, dacă mă bag un pic în curul lui, derapează de face... Ia uite-l! Bam! Ia uite-l! Mor cu aia! Hai, dă-i, dă-i tare, dă-i că mori! Ce mă? Ce vreau ăla, frate? Uite-l pe ăsta, doamne, da, morg, o să iasă-l spărg și iasă-l spărg. Roțile și alea, da, te lua parte de-te. Aaa, fuge, mă. Opa, asta că avem probleme cu Gaboare. Nu-i problemă. Uuuu, backflip, backflip, oh, nice. Dar noi ăla nu a fost backflip oricum. A fost ceva, ne-am învârtit, a fost o rotitură. A, asta aici bubuie. Rip. Da, deci sper că v-a plăcut să episodul de aici și o să încerc să iau un full, cum ar veni, adică să fim 4 care să dăm un halt sau un set, dar pentru că așa nu se poate, frate. Chiar nu se poate. Că nu mai ratați care abar nu au ce fac și... Am pierdut ceva bănuți acolo, pentru că mi-am cumpărat arme și alea la început. Deci, na. Ai zis ceva, fraiere? Angară? What? Să-mi un pic am eu curiozitate. What? Ia se... Deci cum se întoarce mașina așa asta? Nu mă, dar mai înainte s-o întorci ciudat, ia să-ți. S-o întorci ceva de genul. Nu știu, frate, cum s-o întorci. Ce vrei, mă? Lasă-mi bine. Oa, ce mașină șmecheră de asta, mama, să-i bea pe... Ia să-i... Wuuu! I-am dat cu roata în capotă, what the fuck? Deci ceva normal, să-ți pice o mașină în capotă și... Wow! Jesus, facă! Dă-te, mă, jos din mașină, ratatule! Dă-te jos! Face el șmecherii de-așa. Uite ce șmecherii mașina asta, mă, s-o ia așa în viața reală. Faină rău. Ia uite și viteză prinde. E faină, mă, ce? Ia stai, am o idee. A, căcat, am vrut să dau iară un flip, dar am dat mare fail. E faină mașina, mă. N-ai ce să zici. Și prinde, adică, ea. A, e spartă luată, am înțeles. Ok, păi oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod din GTA 5, nu ezitați să apăsați butonul de subscribe la canal dacă mai vreți episod în continuare și ne vedem data viitoare. Bye, bye!